Care este motivul pentru care vă aflați astăzi în față la motivul primărie? Motivul este pentru că vreți nimotic. Și nu o să vede rostul care trebuie să nimotic. Noi am fost fugăriți din zona aia, acum 8 ani de zile, de locatari. Au depus cereri la Consiliul Local să face gălăgii și să nimotic în altă zonă. La Urbanțel. Sunt depus să cereri. Să răsfoiască domnul director când au intrat, să vadă din ce cauză noi am fost mutați. Și acum, de ce vrea el să nimute acolo? Este vreo investiție, ceva care nu poate să o justifice? O trecut domnul director, de când e pe scaunul director, o trecut să dă să ne întrebi care e greu, de ce au ajuns miesele la 6 milioane jumătate, plecate de la 50 de lei, nu o trecut să vadă. Acum, suntem atâtea persoane care vrea să ne zbăre, uitați, copiii mici sunt. Unde ne ducem? Ce ne facem? Ne dă, o zis primarul că ne dă locuri de muncă. Unde sunt locuri de muncă? Sunt refugiați. Și ne-au făcut pe post la TLM, suntem refugiați. Noi ne așteptăm aici la niște corturi. Să ne dai și nouă un ceai cald, eu știu, o bucată de pâine. Sunt niște chirii foarte mari acolo, unde stăm noi acolo și ne ia chiriile. Din toată țara, cel mai mare chirii plătim noi acolo în zona aia. Dar nu știu din ce cauză vor să ne mute de acolo. E ceva la mijloc, vor să justifică niște bani sau ceva, au să ascundă vreo șmecherie, ceva. Da, Coscu, este investiție 3 miliarde făcut de acolo. Să meargă să vedem ce înseamnă asta, să justifice aia 3 miliarde. Sunt tâlhari. Banii mut într-un loc, banii scoate într-un loc, banii duce partea cealaltă, banii duce partea aia. Și-au zis motivul că la flori este grasie. Nu, să meargă la subsol, să vadă că de la canalizări, de ani de zile, este canalizări înfundate și este de acolo. Eu am avut box, noi majoritatea am avut box acolo. Și când se prima ploaie care era, nu putea să intru cu 5.000 de cauciuc.